Bună dimineața, din nou la pescuit. Am venit de circa 15 minute. Primul pește care văd. Am promis cuiva că încerc să-i prind un șalău, dau cu 3 la șalău și 2 la ciortan. Ciortan, ten, vedem ce pește prind. Deocamdată am luat decât un strapazan. Poate și ce are în baltă. Șalău, dacă nu e de la peștișorul care îl are în baltă și care e obișnuit cu el, foarte, foarte greu să-l iei. Dau la cărășel, dar alergă, cred că e săbioara asta. În fine, voi încerca să prind un șalău. Dacă pot, îl prind, dacă nu pot, nu-l prind. În schimb, mi-a venit, nici nu aruncase, mi-a venit ciortan. Ciortan frumos. Nu sunt mulți pescari, pe partea altă în jur de două mașini. Pe partea asta n-am pe nimeni, nici în dreapta, nici în stânga mea. Vedem. Nu știu dacă pot să-l scot. Încercăm. Mi-a luat 10 metri de fir. Ce vorbești, mă? Zece metri de fir. Trage și la elaltă nu e de tot. Stai la spate. Reușesc. Poate reușesc să le iau. Ce vorbești? La toate firele. O s-a dus în partea la acum. Dacă poate mă ajută Dumnezeu să leu. A venit la mână. Hai băiatul. M-am luat. Am încurcat, 7 fir am încurcat. E să opresc asta acasă. Deci, din ora am luat una. M-am luat unul. Deci n-am apucat
să pun asta pe mar și era să-mi o smulgă de pe, de pe crăcan. Toate lansetele sunt pe mal. Mi-a dat un strapazan de la cât degetul. Dacă pot să-l iau. A scăpat un tende. Acum, pe două lansete. Ce vorbești? Un metru în plus. Mi-e de acolo. Haide. Nu pot să-l păcălesc. Trec cu el. Unde să trec? Mai unde e? Ce pește asta? Uite, gata, s-a băgat în sufarină, să vedem. Ia, poate pot să dea de acolo. Așa îmi face mărul. Intru în apă după el. S-a proptit exact în stuf. Așa îmi face fiecare dată. Nu poate. Unde e? Aha. Hai. L-am luat. L-am luat. L-am luat pe criminal. Uite ce mă. Hai să opresc. Nici nu am aruncat-o. Nici nu am aruncat-o. Să nu ia. Mi-a luat setea de pe crăcan. Vedea dacă pot să-l aduc și pe ăsta. Mientras tú. Mientras tú. Auto. Sta să-l scot și pormă gradat, că altfel nu pot și cu telefon. L-am scos, am intrat în apă pentru un ciortan de... Aia nu știu cât e. Mos. Nu mai am decât o singură lansetă în apă, în rest toate pe mal. Am schimbat nada, poate și din cauza asta. Răspunde mult mai bine ciortanul. Dar dau decât la două lansete. Am luat vreo 4-5 bucăți. Strapazan, am luat cât degetul. Să vedem, poate vine ceva mai mare. Am avut o perioadă care a tras foarte, foarte bine. A scăpat un chinez în mijlocul bății.
am intrat după el și nu am putut să-l iau. Automat, așa să mi se întâmplă de fiecare dată, mai mult ca sigur și dumneavoastră, în momentul în care te duci după un pește, trage, mi-a tras un șalul, l-am scăpat și pe ăla nu mai așa am ținut-o. În fine, am luat niște caras, am reușit după o oră de muncă să le băg pe toate. Le băg pe toate 5. Chinezul foarte mare, doream să-mi rupă, numai să... nimic, zici că e... După cum observați, nu este așa cald cum am anunțat, chiar este plăcut. Bine că nu am pescari nici în stânga, nici în dreapta, că altfel nu putea să mă bag. Uite cum a lăsat-o. Ăsta e caras. Nu mă dreptate. De dimineață nu venea ca să-l bag la... să-l bag la șalul. Am venit acum. Am mai luat adineura 2 carași, dar vreau să vă arăt ce frumos poate să fie. Ce caras frumos. Ce caras frumos. Caras frumos. Nu credeam, e mai mic. Caras frumos. Foarte puțin pescari. În față sunt două mașini, am mai repetat chestia asta, stânga dreapta nu este nimeni. Păcat, păcat că n-am putut să mă șalup. În fine. Înainte de a lansa, m-a rugat cineva și data trecută să-i arăt cum fac eu. Observați, un ac îmi vine în fipt, în fomeală, iar celălalt exact cum vedeți dumneavoastră, așa dacă plumbul, stai să vă arăt unde e plumbul. Acesta este plumbul. Cu așa ce vă dau. În momentul în care am înțepat, scot acul din vârful acului, este ieșit din pufarin. Asta e tot. Pot să scot, am telefonul în mână, dar este culisant. Acul este culisant, pot să mă duc cu el sus, jos, depinde la ce distanță trage. Acestea sunt pufarinele. Este o montură simplă, acesta este nada. Nu e ceva ultra complicat, nu. Am mai luat încă o bucată, să vedem. Ia. Ce montan. Iar. Hai să vedem dacă pot să-l iau. Adică
Iar mă duc în apă. Iar mă. Uite așa, mă badează dimineața cu ei. Hai bă. Gata. Iar mă. Este ora 10. Mai stau circa o oră. Trebuie să ajung la muncă. Îmi cer scuze de pe acum dacă o să întârzi. În momentul în care dumneavoastră trimiteți mesaje, trebuie să răspund. Voi întârzia pentru că, fiind la muncă, este așa ușor. Am scăpat. Un pește, dar am și prins. Este ora 11 și un sfert. După cum observați, le-am strâns. Trebuie să ajung acasă ca să mă spăl. Mă trebuie să ajung la muncă. O să vă arăt. Peștele luat 5 ore. Am încercat să prind un șalou, mă rugat cineva. Bineînțeles că nu l-am prins. A venit un cineva scăpat. Prindeam șalou, eram... Nu suportă mult pește. Că mai să nu rămână că... Ceva din dreapta a venit la mine. Vezi că nu a prins absolut nimic. Să nu rămână că... Aceste peștere prins astăzi. Doi. Să vedem că sunt. Să vedem că sunt. Să vedem că sunt. 2, 4, 6, 7 ciortani. 2, 4, 6, 7, 8 ciortani. 8 ciortani. 8 ciortani. 8 ciortani și caras. Am luat pentru o familie de pensionari, am mai spus chestia asta, care stă în blocul meu, pentru el iau caras. Caras frumos. Și asta a fost partida pe ziua de astăzi. Partida frumoasă, ca de obicei. Voi da peștele celor de la muncă.
colegilor. În fine, asta a fost tot. Vă doresc fir întins. Ne vedem mâine.